În cazul în care vă era frică de al treilea război mondial, ei, ce se întâmplă în ultima perioadă, mai ales în Rusia, nu prea ajută la anxietate, pentru că ieri Putin a anunțat mobilizarea parțială și amenință Occidentul și NATO cu arme nucleare. Da, Vladimir Putin a anunțat miercuri mobilizarea parțială și amenință Occidentul și NATO că va folosi arme nucleare dacă va fi necesar. Mobilizarea parțială înseamnă, pentru cei care nu înțeleg treaba asta, este rezerviștii, practic, vor fi chemați la serviciu, vor fi chemați in service, să servească țara, practic. Adică rezerviștii înseamnă cei care au trecut deja prin aparatul militar, cel puțin o dată sau la un moment dat. Adică orice tânăr între 18 și 60 de ani, orice tânăr, orice om cu vârsta între 18 și 60 de ani, care este rezervist, care a trecut prin aparatul militar rusesc, va fi chemat să servească în armată în războiul din Ucraina. Asta înseamnă undeva la 300.000 de oameni masomenos care vor intra practic în următoarele luni în război. Și chestia asta, vă imaginați că nu a fost tocmai pe placul rușilor de rând, pentru că rușii de rând au ieșit la proteste, începând de aseară, în Rusia. Și pentru că, na, sunt în Rusia, vă imaginați că protestele nu sunt foarte tolerate, motiv pentru care au și fost arestați. Proteste în Rusia. Nu trebuie să mor pentru Putin. Peste 1000 de oameni arestați, procurorii amenință cu 15 ani de închisoare. Săracii oameni. Forțele de ordine îi lovesc pe protestatari de la Moscova și Sankt Petersburg, oamenii scandează nu războiului. Rușii au ieșit în stradă mai multe orașe din estul țării, Irkutsk, Ulan-Ude, Tomsk, Novosibirsk și Ekaterinburg. Au fost făcute deja arestări în rândul protestatarilor. Și aici avem un post pe Telegram, cred, cu încă 43 de orașe în care au fost anunțate proteste. Deci oamenii se mobilizează inclusiv pe internet. Dar lui Putin nu-i convine treaba asta și îi arestează. Adică ia pe sus, efectiv, pentru că, da, în Rusia nu ai voie să protestezi împotriva regimului. Și da, îți poți lua 15 ani de închisoare pentru că protestezi. Uite, după cum vedeți, sunt numai tineri care protestează pentru că, da, bineînțeles, nu vor să meargă să lupte în războiul lui Putin. Nimeni nu vrea să lupte în războiul lui Putin. Toată lumea este împotriva acestui război, mai puțin Putin și acoliții lui, bineînțeles. Și asta după ce Putin a încercat din răzputeri și din disperare să racoleze militari pentru războiul lui din Ucraina din tot felul de locații. Inițial a început să ia tineri din străfundurile Siberiei, din orașe din astea sau sate izolate de unde nu se știa, adică unde nu se duce vorba foarte repede. Și după ce a epuizat aceste surse de carne de tun, a recurs chiar să recruteze efectiv pușcăriași. Bucătarul lui Putin recrutează pușcăriași pentru frontul din Ucraina. Războiul este greu, nu se compară cu Afganistan sau Cecenia. Deci oamenii ăștia le promit pușcăriașilor că dacă vor supraviețui războiului din Ucraina, după 6 luni îi vor elibera și le vor da practic drepturi egale cu cetățenii normali. Adică ei vor scuti de pedeapsa pe care o servesc în pușcărie. Primul păcat este dezertarea. Nimeni nu dă înapoi, nimeni nu se retrage, nimeni nu se lasă prins, le spune Prigojin deținuților. Al doilea păcat, consumul de alcool și droguri, continuă Prigojin. Iar al treilea păcat, jaful, inclusiv contactul sexual cu femei, floră, faună, bărbați. Îmi place că a trebuit să le menționeze, să le specifice pușcăreașilor. Mă, nu futeți animale, nu futeți plante. Deci, da, nu femei, nu bărbați. Că, fără contact sexual cu floră, faună, femei și bărbați. Doamne, de ce ar fi? Dacă n-ar fi atât de trist, mă jur, deci este oribil ce se întâmplă. Și da, după ce chestia asta, evident, n-a dat... Adică au epuizat, practic, pușcăria și câți pușcăria să și ei, că unii poate nici n-au vrut să meargă în război, Putin a recurs la mișcarea asta, mobilizarea parțială în Rusia. Dar... normal că rușilor le este frică de mobilizare totală. Asta înseamnă că dacă Putin decretează mobilizare totală, rușii, bărbați și femei posibil, vor fi obligați prin lege să se prezinte în război. Dacă nu, legea marțială.
faza este că la auzirea acestor vești, mare parte din, mă rog, o mare parte din tineri din Rusia au vrut să plece efectiv din țară. Însă Putin s-a gândit și la asta, că nu-i prost, și bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani din Rusia le este interzis să mai părăsească țara. Vânzarea de bilete de avion a fost interzisă. Wow! Adică, wow! Wow, wow, săracii oameni ce trăiesc, mi se pare incredibil. Și colac peste pupăză, Putin a spus că va folosi toate mijloacele pe care le avem la dispoziție și că cei care încearcă să folosească șantajul nuclear împotriva Rusiei vor constata că lucrurile se pot întoarce împotriva lor. Ce șantaj nuclear, mă frate, mă, că tu ai invadat, mă, Ucraina? Cine te-a amenințat pe tine, mă, Putin? Cine? Tu ai fost cel care ai invadat o țară autonomă, o țară de sine stătătoare. Voi ruși ați invadat. Cine v-a amenințat pe voi? Inclusiv Biden a răspuns la adunarea generală a ONU care a avut loc zilele astea, i-a răspuns lui Putin și a spus, Biden spune că nimeni nu a amenințat Rusia și nimeni în afară de Rusia nu a căutat un conflict în Ucraina. Și așa și este. Nimeni în afară de Rusia nu a pornit acest război. Și acum Rusia face pe victima, Putin face pe victima, spune, noi suntem victimele aici de fapt. Dacă cumva este amenințată integritatea teritorială a țării noastre, vom reacționa cu armă nucleară. Și asta cumva mă face să mă întreb, ce înseamnă integritatea teritorială a Rusiei? Pentru că în momentul de față, Crimea, care a fost ilegal anexată în 2014, face parte din teritoriul Rusiei. Putin, adică intră și chestia asta, intră și Crimea în discuție? Adică dacă, de exemplu, ucrainienii vor să-și ia Crimea înapoi și inevitabil vor ataca punctele rusești din Crimea, se pune ca și cum ar fi o agresiune asupra teritoriului rusesc? Și va folosi Putin armă nucleară? Sau, de exemplu, dacă în Donbas, unde acum se organizează un referendum de clovni, practic armata merge din ușă în ușă, le bate la ușă și le pune arma la cap, metaforic vorbind, și întreabă pe oameni, sunteți de acord cu declararea independenței regiunii Donbas? Și oamenii, da, ce să zic acum? Și Putin vrea să anexeze și regiunea asta Donbas. Deci când va anexa Donbasul și ucrainenii vor să-și ia Donbasul înapoi, se pune că ei vor ataca teritoriul rusesc? Pentru că, știi, în ochii rușilor, da, Crimea e a lor, dar de fapt nu e a lor. Da, Donbasul e a lor, dar de fapt nu e a lor. Deci asta este ideea. Acum, experții sunt de părere că Putin folosește chestia asta cu arma nucleară doar ca să mai zbârlească niște pene, să mai pună o sămânță de îndoială și să mai sperie puțin lumea. Dar nimeni nu se așteaptă ca într-adevăr omul chiar să o facă. Plus că nu prea are ce să distrugă cu arma nucleară. Acum, știți și voi, o bombă nucleară, practic, se folosește într-un anumit loc. Dacă cumva forțele inamicului sunt concentrate într-un anumit loc, poți să dai cu nucleara și, da, distrugi forțele din acel loc. Însă forțele ucrainienilor sunt dispersate. Asta este foarte mișto, că ucrainienii au o metodă de luptă foarte interesantă. Ei, practic, au autonomie. Oamenii din prima linie și batalioanele și toate care sunt împrăștiate pe teritoriul Ucrainei au autonomie să decidă singure ce vor face în continuare. Nu așteaptă neapărat directive de la centru. Rușii, de exemplu, au metoda asta sovietică, totul de la centru. Dacă centru spune că mergem încolo, mergem încolo. Chiar dacă centru nu e în teren să vadă care e faza. Ei, ucrainienii au altă tactică. Cei care sunt în teren au autonomie să decidă pentru ei dacă acționează sau nu într-o anumită direcție. Motiv pentru care nu prea poți să dai cu nucleara. Nu prea ai unde să dai cu nucleara. Adică ce să distrugi? Pentru că forțele ucrainienilor sunt împrăștiate. Nu poți să dai într-un singur loc, să distrugi un singur loc. Eventual, Kievul. Adică cam asta poți să faci. Dar dacă distrugi Kievul, distrugi mai mult decât baze militare. Distrugi gen oameni, civili, copii. Adică, nu știu, asta cred că va fi pentru Putin. Oricum, deja ei distrug orașe și omoară civili și violează și fac și dreg și atrocități. Nu știu exact dacă o bombă nucleară ar mai schimba ceva cu adevărat, dar cu siguranță ar schimba în ochii omenirii în general. Și acum, ca să trecem la o parte mai mistico-conspiraționistă a episodului de astăzi,
în contextul războiului și amenințărilor cu nuclear și așa mai departe, astronomii din Ucraina raportează 10 de OZN-uri deasupra Kievului. Spațiul aerian al Ucrainei a fost ocupat în acest an nu numai de tehnică militară, oamenii de știință de la Observatorul Astronomiei Principal din Kiev au urmărit și ceva la care nu se așteptau, un număr excesiv de mare de OZN-uri. Uite, avem și un clip aici cu un OZN filmat pe o cameră de supraveghere deasupra Kievului. Te-l vedeți aici, punctul ăsta. Mă rog, durează mai mult, dar se mișcă foarte încet și stă acolo la un moment dat, plutește la un moment dat deasupra orașului, după care dispare. Și astfel de evenimente au fost raportate deasupra Kievului, deasupra altor orașe și sate din jurul capitalei ucrainene. Și treaba asta, practic, a reaprins din nou discuția vis-a-vis de vechea poveste cu OZN-urile și cu silozurile nucleare. În cazul în care urmăriți poveștile astea și evenimentele de genul ăsta, în zonele în care sunt silozuri nucleare, au fost raportate foarte multe incidente cu obiecte zburătoare neidentificate. Incidente pe care oamenii nu știu cum să le explice. Astea sunt, bineînțeles, oficial avem foarte puține informații, pentru că oficial nu se vorbește despre asta. Însă sunt foarte multe povești și legende despre aceste OZN-uri în zonele în care sunt silozuri nucleare. Chiar există un incident foarte celebru în care rachetele nucleare dezactivate de OZN-uri. Congresul a evitat subiectul. Un ofițer al forțelor aeriene care a lucrat la baza aeriană Malmstrom, când OZN-uri au dezactivat 10 rachete nucleare aflate în silozuri, acuză Pentagonul de mușamalizare a incidentului și cere să fie audiat în Congres. Deci, aparent, la bazele astea militare, ce puțin la una dintre ele, niște OZN-uri care pluteau în momentul respectiv deasupra silozului nuclear au activat efectiv secvența de pornire și lansare a rachetelor în timp real, s-au activat, toate beculețele au început să se aprindă în silozul nuclear, aia s-au pișat pe ei toți care practic erau acolo și care supravegheau situația și la un moment dat secvența de inițiere a atacului s-a oprit, beculețele s-au stins și tot a revenit la normal. Și OZN-urile au dispărut. Și ăștia ziceau, domnule, ăștia se joacă cu noi, efectiv. Adică sunt așa de avansați tehnic încât ne-au arătat că au capacitatea de efectiv a se juca cu noi. Ne-au pornit armele nucleare și ni le-au și oprit. Ca să ne arate, gen, bă, don't fuck with us, nu vă mai jucați cu bombele astea nucleare că nu sunt ok. Și în cazul în care vreți să lansați și să mai bubuiți din astea, să știți că suntem cu ochii pe voi. Și acum, bineînțeles, nu se știe mare lucru despre treburile astea, vă imaginați, sunt doar niște speculații de pe internet, sunt oameni care vorbesc, dar nimic oficial, dar sunt ofițeri din armată, sunt oameni care au credibilitate, însă oficial nu se discută despre aceste lucruri. Și bineînțeles, în contextul războiului din Ucraina, s-au mulțit numărul OZN-urilor deasupra Kievului, nu miră pe nimeni, pentru că, tot așa din ce am citit, aparent o explozie nucleară afectează mai mult decât lucrurile din dimensiunea noastră. Aparent afectează și lucrurile din altă dimensiune. Și acești omuleți vin să ne spună, coaie, opriți-vă, că nu faceți bine ce faceți. Nu faceți bine nici aici ce faceți și după care a afectat și pe alți oameni din alte dimensiuni, aparent. Acum, din nou, eu vă spun ce am citit pe net. Aparent, ăsta este unul din motivele pentru care omuleții ăștia nu sunt de acord cu folosirea armelor nucleare și, uite, sunt prezenți unde există și astfel de amenințări. Dar da, vă ce părere aveți despre toată chestia asta? Sunteți la curent cu fenomenul ăsta cu OZN-urile în jurul bazelor nucleare? Dacă da, ce ați auzit? Scrieți-mi jos în comentarii și, bineînțeles, nu uitați de butonul de like, nu uitați de butonul de subscribe și nu uitați să aveți o zi excelentă oriunde v-ați afla. Pupa!